Dacă ar fi să mor astăzi, cum ar suna necrologul tău? Sunt Raia Brodan și ascult devoționalul Via. După cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, ne spune Pavel în Coloseni 2:6. Când rostesc numele lui Alfred Nobel, la ce vă gândiți în primul rând? La omul care și-a donat aproape întreaga avere pentru a instaura premiul Nobel pentru pace. Așa este. Foarte puțini însă își aduc aminte de Alfred Nobel ca fiind inventatorul dinamitei. Ce l-a determinat să instaureze acest premiu de prestigiu? O mică, dar tulburătoare întâmplare. În anul 1888 a murit Ludwig Nobel, fratele lui Alfred. Neglijența unor ziariști francezi l-a confundat pe Alfred cu Ludwig și au lansat anunțul devastator. Un ziar francez titra: Le marchand de la mort e mort. Dr. Alfred Nobel, cel care s-a îmbogățit prin descoperirea de noi modalități de a ucide mai mult și mai repede, a murit ieri. Văzându-și necrologul și înțelegând ce va lăsa în urma umblării sale, a fost impulsionat să pună bazele faimosului premiu Nobel pentru pace. Și a rămas în istoria populară cu această din urmă faptă. După o viață de umblare pe pământ, tu ce lași în urma ta? Este uimitor câtă semnificație poate conține un mic simbol vizual. De exemplu, o liniuță. În funcție de contextul în care este pusă, ea transmite mesaje distincte. Dacă liniuțele sunt puse una sub alta, exprimă o enumerare sau un dialog. Dacă liniuța este așezată între două cuvinte, leagă cuvintele într-o pronunție comună sau desparte un cuvânt în silabe. Dacă liniuța se află așezată între doi ani, ea sugerează o perioadă de timp, o viață. Cimitirele seamănă toate între ele. Sunt pline de pietre de mormânt cu același conținut. Numele celui înmormântat acolo, anul nașterii, anul morții, apoi eventual o urare de genul fiei țărâna ușoară. Dar cel mai tulburător și mai profund lucru de pe piatra de mormânt este liniuța dintre ani. Reprezintă umblarea respectivului om. Expresia umblare cu Dumnezeu exprimă ceva zilnic și intim. A umbla este un lucru comun și zilnic. Apoi, omul umblă cu cine are afinități, sugerează o anumită intimitate. Tu cum îți trăiești liniuța? Cei care își trăiesc liniuța în Iisus primesc o caracterizare. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Avram era prietenul lui Dumnezeu. Iov era om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Moise era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. David era om după inima mea, zice Domnul, care va împlini toate voile mele. Daniel era om prea iubit și scump. Alfred Nobel a avut șansa de a-și citi necrologul înainte de a-și sfârși viața. Nu știu câți dintre noi vom avea o șansă similară. Probabil niciunul. De aceea, ca să folosesc terminologia Scripturii, luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Dacă ar fi să mor astăzi, cum ar suna necrologul tău? Cum te-ar caracteriza Dumnezeu? Asta depinde de răspunsul tău la două întrebări. Cu cine umbli și cum umbli? Îți mulțumim că asculți devoționalul Via, producția Bisericii Via, Cluj-Napoca.